Una din temele abordate în conferința de presă de liderul PSD de la Giurgiu, Nicolae Bădălău, se referă la problemele cu care se confruntă Spitalul Județean Giurgiu. Deși liberalii reproșează lui Bădălău că dorește schimbarea managerului Spitalului Giurgiuvean, președintele PSD îi contrazice pentru că intenția sa este alta. De unde Dumnezeu a dedus dânsii că eu aș vrea, colegii de la Liberal, că aș vrea, am cerut de fapt schimbarea domnului Petre. Nu, am cerut fonduri pentru spitalul municipal pentru ca să reușim să avem servicii medicale corecte față de cetățeni. Despre asta este vorba, probabil dânsii au înțeles greșit și eu merg pe ideea că bucură-te de fiecare zi că nu știi când apare un prost ce-o strice. Un alt subiect se referă la atragerea fondurilor europene de către primari, singura soluție prin care județul Giurgiu poate cunoaște dezvoltarea economică. Sper ca în 2014 să fim cu comunitățile locale pregătiți pentru a accesa fonduri europene. Ăsta e principalul obiectiv în acest moment, ca Giurgiu să aibă o dezvoltare prin fondurile europene și să reușim să avem o absorție cât mai bună. Senatorul de Giurgiu a vorbit și despre eventuala înscriere în PSD a unor parlamentari de altă culoare politică, cel mai vehiculat nume fiind cel al deputatului liberal Marin Anton. Aș fi încântat ca domnul Marin Anton să fie coleg într-un anume moment în PSD, n-am nicio problemă. Asta e numai decizia dânsului. Dar să spuneți că există o decizie ineminentă, chiar nu-mi dau seama. Nu, n-am discutat cu dânsul, discut. Nu, dânsul își va alege echipa, sunt convins, în funcție de prioritățile dânsului și ale județului. Întreaga declarație a socialdemocratului giurgiuvean Nicolae Bădălău o puteți urmări în cadrul unei ediții speciale imediat după jurnal.